Să știți că microfonul știu că mă cheamă Dorel. Să înțelegeți puțin mai încolo cei cu numele ăsta foarte frumos. Dacă nu vă cer prea mult, o să vă rog să vă ridicați în picioare. Dacă aveți la voi Scriptura, vă rog să o deschideți împreună. Dacă nu, haideți să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să te uiți cu atenție la cei care sunt lângă tine, și în față, și în spate, și în stânga, și în dreapta. Nu mă încerc să nu amețești, dar întinde o mână și spune așa: Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă ați reușit să faceți lucrul acesta, vă invit să vă reașezați. Întotdeauna fac lucrul ăsta la orice conferință de tineret, pun să se binecuvânteze în modul acesta, pentru că acum era momentul, deci credeți-mă băieți, sau și fete mai îndrăznețe, ăsta era momentul în care întinzind așa mâna puteai să-i spui: Dumnezeu să te binecuvânteze cu mine. Întotdeauna există un moment potrivit în cadrul acesta. Dacă vreți, o să vă ajut să vă pun să vă salutați la finalul predicii, corect? Încă o dată. Și atunci o să mergi strategic. Bun. După cum știți, unii care v-ați născut în România sau care probabil că mai urmăriți puțin mediul românesc, eu am un prenume nefericit, foarte nefericit. Deci în România, când spui Dorel, îi bai. Întotdeauna când mă prezint înaintea cuiva care nu mă cunoaște, are o reținere așa. Și am spus: ai grijă, nu spar nimic, nu strig nimic. Dorel e numele ăla în România de reclamă, în care întotdeauna dacă cineva face o gafă, dacă cineva strică ceva, se spune: Dorel face cu tare, Dorel are recidivat. Vă dați seama ce nume frumos mi-au ales mama și tata, au fost foarte inspirați. Acum, fiind dezamăgit de numele ăsta, într-o zi m-am gândit: bă, hai să mă duc la numele de familie, că sună bine totuși, Cora și un nume mai fericit. Și am făcut un fel de cercetare din asta în arborul genealogic, dar nu numai, și foarte, foarte documentată, să văd de unde vine numele Coraș. Ei, rezultatele m-au speriat puțin mai tare.
dacă dorelui cum îi, și românesc. Sunt două variante manașilate pentru numele Coraș, fie că e nume de origine maghiară. Ce era să zic, Ionopot Kivanok. Și mai există o altă variantă și mai frumoasă, se pare că ar fi un nume bulgăresc. Doamne, și bulgar, sau poate chiar maghiar, nu știu dacă e chiar ok. Dar vreau să vă spun că am avut așa un moment puțin de disperare, dar după aceea singur m-am liniștit. Și am zis, băi, n-are cum, eu nu sunt nici maghiar, nu sunt nici bulgar, eu 100% român. Și o să vă spun de ce. Pentru că sufăr de ceva de care toți românii suferă, e o boală incurabilă. Nici cu vaccin nu trece, nici cu doza a treia, nici cu rapel, nici cu nimic. Curiozitatea. Românii sunt curioși. Și asta m-a determinat în urmă cu ceva timp să am o aplicare foarte, foarte, zic eu, stăruitoare spre statistici. Ador întotdeauna să citesc sondaje, statistici, chestionare, lucruri care, dacă vreți, cifre care arată anumite realități. Ei, dar așa am ajuns în urmă cu 4-5 ani de zile la un sondaj de opinie făcut de către unul dintre cei mai mari profesori de sociologie din lume. Este vorba despre un britanic pe nume William Marston. Și în urmă cu câțiva ani de zile, acest sociolog britanic a coordonat un studiu de sondare opiniei publice, punându-le la mai bine de 3.000 de oameni următoarea întrebare. Pentru ce trăiești? Mai bine de 3.000 de oameni au fost întrebați pentru ce trăiești. Și sub protecția anonimatului, bineînțeles, oamenii au fost liberi să răspundă. După câteva săptămâni de zile, aproape 2 luni de zile de centralizarea rezultatelor, vreau să vă spun care a fost răspunsul predominant la întrebarea pentru ce trăiești. Gândiți-vă că mai bine de 3.000 de oameni din toate categoriile profesionale și cu școală și cu mai puțină școală, și tineri și bătrâni, și bărbați și femei, au răspuns la întrebarea pentru ce trăiești. Dragii mei, când am aflat rezultatul acestui sondaj de opinie, am fost absolut șocat. Pentru că 95%, știți ce au răspuns? Habar n-am. 95% din oameni întrebați au răspuns la întrebarea pentru ce trăiești? Habar n-am. Habar n-am. Acum, dacă aș fi și eu o leacă sociolog, dar nu am înclinațiile acestea, dacă aș întreba poate pe cineva de aici din cor, nu o să fac, fiți pe pace, nu vă... Dar dacă ar fi să întrebăm pe cineva, nu știu, hai de acolo, ridică-te, vreau să te întreb, tu pentru ce trăiești? Îți fer convins că ne-am luat limbajul lor de biserică și am spune, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pentru mine a muri este câștig, iar a trăi este Hristos. Hai să lăsăm citatele. Și hai să vedem care e realitatea. Știți de ce? Pentru că în această zi, în această dupămasă, Duhul Domnului te întreabă tu pentru ce trăiești. Și Dumnezeu nu are nevoie de replici frumoase, Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele tale frumoase, de estetica frazelor, pentru că Dumnezeu știe realitatea ta și realitatea vieții mele. Dragii mei, în urmă cu 2000 de ani au trăit 2 oameni. Acum când Biblia ne-i prezintă, erau deja în amurgul vieții, erau înaintarți în vârstă, bătrâni, dar nu o spun într-un sens lipsit de respect, ba dimpotrivă, Simeon și cu Ana. La un moment dat, pe parcursul vieții lor, oamenii aceștia s-au întâlnit cu Dumnezeu într-un mod real. Oamenii aceștia s-au întâlnit cu Iisus, cu Dumnezeu și știți, din momentul acela, viața lor a căpătat o direcție. Din ziua în care Simeon și din ziua în care Ana s-au întâlnit cu Dumnezeu, oamenii aceștia au înțeles pentru ce merită să trăiești în viața asta. Există 2 zile fundamentale în viața fiecărui om. 2 zile fundamentale în viața fiecărui om. E ziua în care te naști, ce har Domnului suntem în viața aici toți, dar ziua și mai importantă din viața unui om e ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Sunt 2 zile mari și importante în viața unui om care îi definesc pentru totdeauna destinul. Ziua în care te naști, dar mai ales ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Acești 2 oameni, dragii mei, au aflat pentru ce s-au născut. Și mă rog în această seară, Dumnezeu, dragii mei, să ne vorbească. Mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să te convingă să înțelegi că există ceva pentru care merită să trăiești.
Despre asta vreau să vă împărtășesc în această seară câteva, bine, spun câteva gânduri că o să fie o oră jumate predica, dar să nu vă debusolez de la început. N-am auzit niciun amin, deci sunt foarte încurajat. Semn că vreți și prelungiri, minutul 93. Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să trăiești? Și când mă uit, dragii mei, în viața celor doi, a lui Simeon și a lui Ana, văd trei răspunsuri foarte frumoase. Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, au aflat pentru ce merită să trăiești. Și primul motiv pentru care spun că merită să trăiești, primul mare motiv pe care vreau să-l înțelegi în această seară este următorul. Merită să trăiești o viață întreagă în sfințire sau desfințire. Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Merită să-ți consacri următorii ani pe care o să ai de trăit, poate 30, poate 40, poate 2, poate 5. Merită de la 18 ani, de la 16 ani, de la 21 de ani pe care ai, de la 25. Merită să trăiești de azi încolo, ascultă-mă ce spun, merită să trăiești o viață întreagă, nu jumătăți de măsură, nu frânturi de timp, ci pur și simplu merită să trăiești o viață întreagă de sfințenie. Știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială. Și această persoană specială, dragii mei, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că va veni o zi, spune Sfânta Scriptură, când toate națiunile pământului vor fi adunate la un loc, Matei capitolul 25. Și înaintea lui Iisus Hristos, regele regilor și împăratul împăraților, domn al domnilor, vor sta cu toții și mici și mari, vom sta cu toții într-o bună zi și spune că toate neamurile pământului vor fi adunate înaintea lui, și români, și spanioli, și englezi, și arabi, toți vom fi adunați înaintea lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, dragii mei, îl vom vedea și spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa capitolul 1 că orice ochi îl va vedea. Va veni o zi când ne vom întâlni, dragii mei, cu Iisus Hristos, cu această persoană specială și vreau să spun ceva. Pentru ziua aceea, chiar dacă vă vei mai trăi de azi încolo, poate 40 de ani, va merita până în ultima zi a vieții tale să trăiești o viață de sfințenie. Pentru că vine o zi când ne vom întâlni cu Iisus Hristos. Dar, dragii mei, va trebui să înțelegem astăzi foarte clar ce înseamnă sfințenie. Pentru că există o variantă folcloric evanghelică a sfințeniei și la un moment dat cineva foarte frustrat de faptul că nu-i sfințenia cum credea, el a zis, frate Dorel, concluzia mea următoare, care? Că sfinții numai în calendarii mai găsești. Cum adică? Eu n-am întâlnit un sfânt. Faptul că tu nu vezi ceva nu înseamnă că lucrul ăla nu există. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva folclorică sau evangheliei după ureche, din perspectiva cuvântului Dumnezeu, dragii mei, sfințenia înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. E o dublă punere deoparte, de fapt. Dumnezeu te pune deoparte pentru El, dar tu trebuie să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Uitați, cel mai clar se vede lucrul ăsta în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 2. Și spune acolo Apostolul Pavel, eu aș fi scris altceva de rău în locul lui Pavel, probabil și el, dar aici Duhul Sfânt este cel care inspiră. Către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți de către cine? În Iisus Hristos. Și, dragii mei, primul pas în sfințenie nu-l face omul, ci-l face Dumnezeu. Primul pas l-a făcut Dumnezeu, primul pas l-a făcut Hristos când a murit la Golgota pentru tine și pentru mine, pentru păcatele noastre. Dragul meu, înțelege-mă ce spun în această zi. Dumnezeu în Hristos te pune deoparte pentru El. Dar sfințenia, dragii mei, nu este completă, fără și de răspunsul uman. Știți care este acesta? Uitați-vă mai departe în același verset. Chemați să fie sfinți. Am fost puși deoparte, am fost sfințiți, e ceva, o acțiune la timpul trecut realizată, dar în același timp e un prezent continuu. Chemați să fie sfinți. A fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte de Dumnezeu, dar înseamnă să te pui și tu deoparte pentru Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre femeia aceasta, Ana, că zi și noapte sluja lui Dumnezeu. Femeia aceasta s-a pus deoparte pentru Dumnezeu zilele și nopțile. Te rog să te gândești foarte serios când a fost ultima zi întreagă, 24 de ore pe care le-ai pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu te întreb când ai venit la biserică, cât ai stat la biserică, ci pur și simplu când a fost ultima dată când s-a spus, Doamne, astăzi, toată ziua, o voi pune deoparte pentru Tine. Pentru că, dragii mei, dacă merită să trăim pentru ceva în lumea aceasta, merită să trăim o viață întreagă în sfințenie, știți de ce? Pentru că ne vom întâlni într-o bună zi cu Iisus Hristos.
Dar a fi sfânt înseamnă să fii pus deoparte de Dumnezeu, dar să te pui și tu deoparte pentru Dumnezeu. În urmă cu ani de zile, când eram la institut, eu am fost coleg cu Emi, am terminat într-un an glorios, anul 2008. Noi am făcut foamea pe vremea aceea în facultatea de teologie, am trăit mult prin credință. Dar țin minte că un coleg de-a meu, sărac ca toți studenții la teologie, țin minte că s-a căsătorit undeva prin 2006. Și un unghi de-a lui, milos, i s-a făcut milă de el pentru că nu își permitea să meargă în luna de miere. Ce luni? La românii săptămâna de miere, la alții e o lună, noi săptămână. Și eu zis unchiul său care locuia în Austria, au zis, bă, Emanuel îl chema și pe el. Și au zis, Emanuel, zice, ascultă-mă, eu vin în țară, îți las ție apartamentul, hai o săptămână, vină cu soția la, veniți împreună la Viena. Păi când au auzit ăsta, wow, dragă, plecăm în săptămâna de miere. S-au dus la Viena. Acum au stat câteva zile și au prins o duminică acolo. Zice, doar mă duc în centrul Vienei, unde e Stefan Platz, unde e Stefan Dom, ăla, biserica aia celebră din centrul Vienei. Duminica, acolo, era un fel de scenetă din asta biblică, cu personaje, cu îngeri, cu demoni, cu tot felul de personaje. Cu oameni chinuiți, cu oameni damnați, cu oameni salvați. Dar printre ei, zice, era și unul care juca rolul diavolului. Avea un trident din ăla, o furcă din aia cu trei coarne acolo, mai împungea pe unul, mai fugea după altul pe scenă, juca un rol. Mă zice, eu m-am apropiat, aveam un aparat din ăla preistoric, Canon, din ăla foto, și să fac câteva poze. Și a zis, la un moment dat, în timp ce eram acolo, m-am apropiat să fac și o poză cu scena aia, judecata de apoi, era probabil ceva. Dintr-o dată, văd că se uită diavolul la mine, ăla care juca pe diavolul. Și se uită la mine așa insistent. Și zice, Emanuel! Am înghețat. La care zice, soția te cunoaște? Bă, nu-l cunosc. Nu-l cunosc. Emanuel! Fii binecuvântat! Ce? Fii binecuvântat! Bă, stai mă, cine ești? Bă, eu Ionuț! Care Ionuț? De la fanfară, mă, de la biserică din Cluj. Bă, ce faci aici? Stai că-ți povestesc după. O terminat toată reprezentația aia, s-o da jos, s-o da cu... Brother, vin în coace, fii binecuvântat. Bă, ce faci aici? Păi cum ce să fac? Muncesc. Bă, omule, dar e duminica, mă înțeleg, dar... Bine, mă, Dore, dar tu... Eu știu că tu lucrezi undeva la o fabrică. Da, mă, dar... Bă, dar duminica, la biserică... Bă, Dore, știi, pentru 70 de euro, ce nu face omul? Pentru 70 de euro în plus, ce nu face omul? Și am rămas cu povestea asta lui, știți de ce? Pentru că îmi dau seama că de foarte multe ori, dragii mei, când e vorba de a te pune deoparte pentru Dumnezeu, nu vorbim de viață, de suflet, de inimă întreagă, la unii este greu să pună o duminică deoparte pentru Dumnezeu. Vorbim de sfințenie, dragii mei, dar ascultați-mă, femeia aceasta, Ana, zice cuvântul Dumnezeu că și-a pus deoparte zilele și nopțile pentru Dumnezeu. Dar mai mult de atât, oameni buni, ascultați-mă, a fi sfânt înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Nu există sfințenie din perspectiva biblică câtă vreme omul mai este frică de oameni, câtă vreme mai stai în capcana aceasta a cursei și a fricii de oameni, pentru că a fi sfânt din perspectiva lui Dumnezeu nu înseamnă doar să te pui deoparte, ci înseamnă să treci de la frica de oameni la frica de Dumnezeu, spune versetul 25, cuvântul Domnului despre Simeon. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață cum? Ducea o viață sfântă. Omul acesta, gândiți-vă, într-o zi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi spune, Simeon, tu nu vei muri până când nu-L vei vedea pe unsul lui Dumnezeu, până când nu-L vei vedea pe Hristosul. Și din momentul acesta, ascultați-mă, Simeon are îndrăzneala ca întreaga lui viață să o trăiască pentru clipa aceasta. Omul acesta nu i-a mai fost frică de oameni, de soacră, de nevastă sau mai știu de cine. Omul acesta, dragii mei, i-a fost frică de Dumnezeu și și-a trăit viața în sfințenie. Și spune Biblia, primul atribut al sfințeniei lui Simeon este că omul acesta ducea o viață sfântă. Dar a fi sfânt înseamnă un lucru foarte important, să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că frica de oameni, știți ce este? O cursă. Frica de oameni este... o cursă. O să uit niciodată, a fost un moment când am realizat că în viața mea am o mare problemă cu frica de oameni. Cât eram de păstor și la evanghelizări. Cu câțiva ani în urmă, cred că-s vreo 6 ani, poate 5-6 ani la număr, primesc un telefon de la o biserică din Viena.
frate Dorel, am vrea să vii la noi, uite, facem luni, marți și miercuri, trei seri de stăruiță pentru botez cu Duhul Sfânt. Mă zic, dar eu nu-s proroc, nu cred că mai... Nu, zice, ascultă-mă, care e treaba. Chemăm și un frate care e pe rugăciune, dar am vrea ca tu să vii să pregătești trei mesaje despre Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt. O, așa mai merge. Dar cu cine o să fiu? Cu fratele cu tare. O, haleluia, știam cine-i. The Holy Fire Man. Și zic, bun, Emi știe. Zic, perfect, venim. Țin minte, o trecut timpul, luni dimineața, ne-au luat frații zbor, pentru că nici pe vremea aceea nu eram în Schengen, ca și astăzi. Ne-au luat un zbor de la Cluj, țin minte, Cluj-București, București-Viena, o escală de 6 ore. Acum, luni dimineața, la ora 9, în avionul Tarom, un ATR, nu știu dacă ați prins avioanele vechi ATR, erau de vreo 35-40 de ani vechime, în care te rugai, Doamne, fă să se mai învârtă Alicia încă o dată. Mai ales când erai peste creasta Făgărașului, îți venea să imprimi și tu așa o dinamică în Alicia aia. Țin minte, ne-am urcat în avionul Tarom, Cluj, București, Otopeni. Tixit avionul de oameni care mergeau la București cu treabă. Foarte mulți erau politicieni. La un moment dat, în timp ce ne-am pus centurile, ne pregăteam să decolăm, eu așa am făcut ochii mari dintr-o dată. Și prietenul ăsta meu, fratele cu rugăciunea, zic, bă, dar ce te miri așa? Bă, pe cine ai văzut? Bă, zice, parcă ai avut așa o arătare. Bă, mai încet, mai încet, mai încet. Tu știi cine e în fața noastră? Cine? Băi, Kelemen Hunor. De cine e ăla? E președintele partidului UDMR. Așa, și să se pochească. Bă, mai încet, mai încet, mai încet, mai încet. Te rog, eu mai încet, te rog. Bun, trec 2-3 minute. Eu deja aveam Zoom-ul, se vorbea dimineața despre Zoom, deja mi-a format Zoom-ul. Mă uitam în avion. Pe cine mai văd aici? Iar la... Bă, pe cine ai mai văzut iară? Bă, ăla-i politicianul... A, și să... Bă, gata, te rog, mă încet. La un moment dat, deja decolam, mă uit. Bă, pe cine ai mai văzut și de data asta? Dorel, serios, pe cine? Bă, mai încet, uite acolo în spate, așa. Uite-te la ăla cu ochelari. Dar cine-i? Bă, ăla-i Augustin Zegrean. Gabi, nu, mă, Augustin! Cine e ăla? Ăla-i judecător la Curtea Constituțională din România. Bă, ăsta e cel mai tare pe justiție. Și să se... Taci, te rog. Trec 10 minute, se uită la mine, știam ce vine în cap. Dorel, pregătește-te. Pentru ce? Te evanghelizez. Ce să mă evanghelizez eu? Dorel, te evanghelizez. Noi nu ne cunoaștem. Cum să mă cunosc? Nu ne cunoaștem, fii atent, eu vorbesc cu tine, dar trebuie să aud alții. Bă, te rog, orice avea în cap, te rog frumos, potolește-te, avionul mic, eu am emoții cu zborul. Și a început, dintr-o dată. Dorel, ziceai că te cheamă, nu? Păi da. Și-a scos, avea o Biblie mare. Dorel, zice, tu ești creștin? Încerc, mă lupt, lupta ce bună, a credinței. Nu, ești creștin? Păi da, îs. Dorel, tu citești Biblia? Să ne înțelegem. Vorbea cu mine, dar la un moment dat s-a făcut liniște tot avionul. Zic, da, citesc Biblia. Tu știi ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu? Tu știi ce scrie acolo în Evanghelia cu tare? A început, oameni buni. 30 și ceva de minute, aproape până am aterizat. Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În urmă cu 2000 de ani pe acest pământ blestemat a venit Fiul lui Dumnezeu să aducă mântuire, să aducă lumină, să aducă pace, să aducă... Vreau să vă spun, n-am mai auzit nici ca de guvernul, moțiune de cenzură, n-am mai auzit nimic. Aia auzisem în primele 5 minute, s-a făcut o liniște, la un moment dat stewardezele alea de la Tarom, care mi-a veneau să dea cu un par cu apă așa, mergeau încet în slow motion, nu cumva să deranjeze evanghelizarea. Eram ca o arătare acolo. Și la final, vreau să vă spun, finalul predicii a fost epic. Și într-o bună zi, ascultă-mă, Dorel, să uita în capăt acolo, într-o bună zi și judecătorii vor sta în fața marelui judecător Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care va judeca lumea după dreptate. M-am predat, vă spun sincer, m-am predat. Știți, am ajuns în terminal la Tarom, la Otopeni, acolo am stat, stăteam așa, bă, zic, bă, mai foai. Și în momentul ăla m-am dus puțin mai departe de el, că eram flăcărat, vreau să mai apuce pe câțiva acolo, erau la îmbarcare, zic, bă, poate ultimul zbor, bătaș, lasă-i. Și m-am așezat și efectiv
în momentul ăla am simțit ceea ce Duhul lui Dumnezeu mi-a spus. Dorel, tu crezi că el nu e ok, așa? Tu crezi că el face ceva nebunesc. Dar a zis, mi-a zis Duhul Domnului înăuntru meu, ți-e rușine de mine? Ți-e rușine să le spui oamenilor de mine? Mergi pe lângă oameni, te duci pe lângă oameni, poate că mâine nu o să mai fie, poate că ultima lor zi pe pământ, poate că n-au auzit niciodată despre Fiul lui Dumnezeu și tu taci din gură pentru că ți este rușine. Sunteți în licee, sunteți în facultăți, în colegii, sunteți în anumite colective aici. Dumnezeu v-a pus un scop și va trebui să înțelegeți că viața aceasta merită trăită și pentru ce? Merită trăită ca să trăiești în sfințenie. Și a fi sfânt înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Și când o să-ți fie frică de Dumnezeu, nu o să mai fie frică de oameni și o să le spui ceea ce nu vor să audă neapărat, ci ceea ce au nevoie să audă. Să audă că există șansă, că există mântuire. Al doilea principiu, pentru ce merită să trăiești? Doi, merită să trăiești o viață întreagă de slujire. Știți pentru ce? Pentru implicarea ta într-un plan special. Am spus că merită să trăiești o viață întreagă în sfințenie pentru întâlnirea cu o persoană specială. Ne vom întâlni într-o bună zi cu Iisus Hristos, orice ochi îl va vedea. Dar ascultă-mă, pentru ce merită, la întrebarea fundamentală a acestei seri, pentru ce merită să trăiești? Pentru că în funcție de asta ne vom trăi viața cu sau fără pasiune. Și va trebui ca cea mai mare pasiune a vieții noastre este să trăim pentru Dumnezeu. Și să trăiești nu o zi, nu un weekend, nu o dată pe săptămână când vii la biserică sau vii la repetiții, ci să trăiești în fiecare zi, la fel ca și Ana, zi și noapte pentru Dumnezeu. Știți pentru ce merită să trăim? Merită să trăim o viață întreagă mai apoi de slujire pentru implicarea mea și a ta într-un plan special, pentru implicarea noastră într-un plan special. Și este vorba despre slujirea lui Dumnezeu, pentru a sluji în lucrarea lui Dumnezeu. Însă vreau să vă spun ceva foarte important aici. Crede-mă, când vine vorba despre slujire, nu contează vizibilitatea, ci contează responsabilitatea. Când vine vorba despre a sluji lui Dumnezeu, nu contează cât ești de vizibil, ci contează cât ești de responsabil în lucrarea lui Dumnezeu. Vei spune, frate Dorel, știu că acum, da, e foarte ușor să vorbești tu despre că nu contează cât ești de vizibil, cât te mai cheamă oamenii, că unii te mai cunosc. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea, suntem în casa lui Dumnezeu. Au fost atâtea momente în viața mea când mi-aș fi dorit să nu mă cunoască nimeni. Unul dintre ele s-a petrecut în plină pandemie, când trebuia să facem testele alea PCR ca să pot să zbor cu avionul. Țin minte că trebuia să merg undeva la o evanghelizare în Germania, aveam zbor de la Timișoara, noi stăm în Oradea, un oraș foarte frumos, superb, dar nu avem curse, asta e problema. Adică avem aeroport, dar nu avem curse. Și atunci trebuia să zbor de la Timișoara și trebuia, mi-am adus aminte în ultimul moment, hei, ai uitat să-ți faci testul la PCR pentru COVID. M-am dus repede în aeroportul din Oradea, mă duc acolo, erau vreo două asistente medicale care prelevau probe, îi dau buletinul, poftim, vă rog repede că-ți grăbi, că pierd avionul la Timișoara. Bine, bine, mi-au luat probe de salivă, au zis, în 10 minute, 10 minute, zice, aveți rezultatul. Mă pun, stau pe, în terminal acolo, mă plimbam, mă stau 10 minute, mă zic, hai nu 10, fie 12 minute. După 12 minute, mă duc la ghișeu, zic, nu vă supărați, rezultatele, testul PCR, că imediat. Doamne, știți, dar eu-s grăbit, eu pierd avionul. Imediat. Doamne, dar a spus 10 minute. Imediat, imediat. Știți, mi-au zis că 10 minute, dar nu mi-au spus că-s românești. Că există 10 minute și există 10 minute românești. Adică peste un ceas poate să fie 10 minute, ale în fine. Aveți prieteni de genul ăsta. Ne vedem în 10 minute și peste 2 ani. Ok. Stau încă 4 minute să fac 16 minute cronometrate. Mă duc la ghișeu de data asta. Doamne, rezultatul. Pierd avionul. Imediat, Doamne, mi-a spus acum, 4 minute, Doamne, zici, mi-a spus, uite, au trecut 16 minute și am început, vă spun că deja pierdeam avionul, la care dintr-o dată se uită femeia la mine, așa, puf. Nu era, vă spun, nu era de-a noastră, soră, pentru că a făcut următorul gest. Se uita la colega, zice, dar domnul pastor Coraș, când am auzit asta, nu sună bine. Nu cumva, matale, în predicile tale ne mai spui că trebuie să avem îndelunga răbdare? Păi,
Dacă n-avea buletinul în față, mă lepădeam de mine ca Petru, nu-l cunosc, nu-l știu cine-i, mai ales cu numele ăla, nu, mulțumesc, nu-s acolo. Și a zis, cred că da, undeva printr-o predică, am mai zis-o așa, vag. Oameni buni, mi-a fost o jenă și ce am zis, dintr-o dată m-am miștit. Doamnă, să vă spun ceva, nu-i nicio grabă. Eu mă duc, stau, uitați-vă, acolo mă duc, stau pe banc, stau cu minte. Când vine, vine. Nu-i nicio grabă, dacă e pozitiv, negativ, vorba americanului, I don't care. Stați acolo liniștit. Bă, oameni buni, de nu trebuia să mă duc, îmi venea să plec din aeroportul ăla să mă mai vadă nimeni. Și de ce noi avem impresia de foarte multe ori că slujirea înseamnă să fii vizibil. Reflectoarele, YouTube-ul să apărăm, să fim noi vizibili. De fapt, știți ce învăț, dragii mei, de la Ana și de la Simeon? Că nu contează cât ești de vizibil, contează cât ești de responsabil în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că auziți ce spune Biblia aici. Zice cuvântul Domnului că femeia aceasta, versetul 37, partea finală, zi și noapte, cu ce sluja Ana lui Dumnezeu? Zi și noapte, Ana sluja lui Dumnezeu. Știți cum am vrea noi tinerii, generația actuală? Știți cum am vrea? Mă bag și eu am 38 de ani, la mulți ani, Doamne ajută-mi, dar eu, mă rog. Știți cum am vrea să sune versetul ăsta, dacă ar fi Evanghelia scrisă de noi, Evanghelia dorințelor noastre, știți cum ar suna versetul ăsta? Vreau să vă spun așa. Și Ana avea o voce extraordinară. Când a pus prima ei piesă creștină pe YouTube, în 2 luni de zile a avut 1,5 milioane de vizualizări și era numărul 1 în trending-ul evanghelic pe YouTube. Mai mult de atât, Ana, la un an distanță, după ce a scos primul ei album de muzică creștină, a fost luată în turneu cu Speranța și Prietenii. Și după încă 2 ani de zile, Ana a fost invitat special la evenimentul anual BBSO. Sau tabăra 477 Sanctus Prodeo. De foarte multe ori, vedeți, noi așa am vrea să vedem că e slujirea. Cât ești de în față, cât ești de vizibil. Și cu ce slujește Ana lui Dumnezeu? Cu 2 lucruri despre care Biblia spune că nu prea trebuie să se vadă. Omenește vorbind. Că trebuie să le vadă Dumnezeu. Și Ana sluja lui Dumnezeu cu ce? Cu post. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Oameni buni, ce spune Biblia când postești? Ce trebuie să faci? Intri pe Facebook, info, atenție la toți prietenii din lista mea, să nu care cumva să mă chemați astăzi la McDonald's până după ora 6, după masă, pentru că eu postesc. După aia ne vedem să recuperăm toată ziua. Asta spune Biblia. Și când tu postești, ia-ți fața aia de sfârșit de lume, de apocalipsa, și să spui, vai, nu mai pot, mă doare capul, n-am băut cafea, dar mai am încă 3 ore și să închei ziua de post. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tu când postești, nici măcar ăia lasă nu să prindă, să creadă că ai mâncat la cel mai bun restaurant din Madrid. În ziua în care postești, trebuie să ai o atitudine extraordinară. În ziua în care postești, nu trebuie să te vadă oamenii, ci să te vadă Dumnezeu. Ba mai mult de atât, zice cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că slujea cu post și cu rugăciuni. Și tu când te rogi, cum să te rogi? Când vii în biserică, se acoperi pe toți, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și încep în dimensiunea ontologică existențială a ta, nu rugăciunea cu metafore, să sune frumos, să te audă toți, nu! Zice cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că rugăciunea aia adevărată, rugăciunea autentică, dragii mei, nu că nu-i frumos să ne rugăm în context acest public, dar ascultă-mă, rugăciunea ta trebuie să fie în odăiță, acolo unde nu te aude nimeni, în care nu te știe nimeni, dar te aude și te știe Dumnezeu. Pentru că ascultați-mă, femeia aceasta, dragii mei, nu a cunoscut-o nimeni, cu Ana nu-și făcea nimeni selfie până în aeroport. Ui, sora Ana, hai să facem o poză cu ea, sora Ana, unde dai un autograf? Păi femeia asta, ascultați-mă, nu știa nimeni în biserică. Era genul de femeie care parcă e invizibilă în biserică, dar ascultați-mă, fără de Ana suntem praf în biserică, fără de Ana nu merge rugăciunea, fără de Ana nu merge predica, nu merge închinarea. Ana e mijlocitorul ăla care stă înaintea lui Dumnezeu, nu-l vede oamenii, dar îl vede și îl ascultă Dumnezeu. Pentru că slujirea, dragii mei, nu contează cât ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, contează cât ești de responsabil. Fii responsabil în lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult de atât, în slujire, dragii mei, vreau să vă spun că nu simțurile trebuie să ne condiționeze, ci principiile. Ăsta e un alt punct, dragii mei, foarte important aici, dacă mai încă n-ați adormit. Dă-i un coț sfânt în numele lui Iisus Hristos.
în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă, știi ce? De slujire. Pentru implicarea ta într-un plan special și în lucrarea lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, nu contează vizibilitate, contează responsabilitatea, nu contează simțurile, ci contează principiile. Și știu că asta nu e prea ușor de digerat în contextul nostru pentecostal. Pentru că noi suntem cu corazonul. Asta știu și eu în spaniolă, vă rog să mă iertați. Pe vremuri mă urmăream și eu plângeam la telenovele când eram mic. N-aveam mate vreo una acasă, ce vreți. Era un singur program. Țin minte și acum Perla Neagră cu Andreea Del Boca. Nu știu cât mă traumatiza copilăria. N-aveai pe vremea alte opțiuni. Sunteți o generație privilegiată totuși. Dar știți, noi suntem cu corazonul, cu feeling-ul. Dacă simțim, facem. Dacă nu, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia aceasta ne dă Biblia următorul detaliu, auziți? Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după ce? După fecioria ei. Versetul 36. Trăise 7 ani după fecioria ei. Acum să ne înțelegem în contextul antic. O tânără la 14-15 ani era măritată. Era căsătorită la 14-15 ani. Gândiți-vă că undeva pe la 21-22 de ani, Ana s-a căsătorit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a trăit cu bărbatul ei cât? 7 ani. S-a măritat la poate 15 ani, la 22 de ani rămâne văduva. În mod normal vreau să vă spun că din 10 cazuri, 9 ar fi reacționat în locul lui Ana în felul următor. Doamne, nu mai vin la biserică. Nu există dramă mai mare pentru cineva decât să piardă pe cel pe care îl iubește, cu atât mai mult să fie soț sau soție. La 22 de ani, probabil că Ana rămâne văduvă și cu inima frântă și cu inima zdrobită. Dar și ce spune Biblia? Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, că nu s-o recăsătorit după aceea, Ana ce făcea? Ascultați, nu se depărta de ce? De templu. Nu aici e pasiune. Restul sunt cuvinte. Cât ești de pasionat, nu-i când îți merg lucrurile bine, când ești pus în față să cânți, când toate lucrurile sunt faine în viața ta. Pasionat, pasiunea ta cu adevărat se vede când ești la pământ din punct de vedere emoțional. Se vede dacă mai slujești sau nu. Sunt unii care dacă s-au prăbușit criptomonedele, nu mai slujesc lui Dumnezeu. Mi-au zis, nu mai pot, sunt o depresie, ce, au căzut criptomonedele. Toți banii mei s-au dus. De foarte multe ori aud argumentul ăsta, frate, nu mai simt. Și pentru că tu nu mai simți, tu nu mai slujești. Să retrag unul după altul, dezertează din armata lui Dumnezeu pentru că nu mai simțim. Însă știți ce învăț de la Ana, dragii mei? Că trebuie să slujești pe Dumnezeu, că adevărata pasiune înseamnă să te raportezi nu la simțurile tale, la emoțiile tale, ci să te raportezi la Dumnezeu, la principiile Lui, la cuvântul Lui. Voi lăuda pe Domnul când? Duminica. Spune, voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi când? Totdeauna în gura mea. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când mă doare, și când îți la pământ, și când îți distrus. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când nu înțeleg, și când înțeleg. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când îți plin cu sănătatea și îți foarte ok. Îl voi sluji pe Dumnezeu și când analizele medicale arată groaznic și mă duc din rău în mai rău. Îl voi sluji pe Dumnezeu nu raportându-mă la emoții, ci îl voi sluji pe Dumnezeu raportându-mă la principiile Lui. Dumnezeu este vrednic să primească toată lauda, toată slava, toată gloria. Și când e fain, și când e mai puțin fain, și când vin 1000 la biserică, și când vin 30 marțea. Pentru că trebuie să slujești pe Dumnezeu în orice vreme. În orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna gura mea. Pentru ce merită să trăiești? Închei spunându-vă astăzi că merită să trăiești o viață întreagă, mai apoi cu speranța împlinirii unor promisiuni speciale. Ăsta este adevăratul sens al vieții. Și când îl ai dobândit și când ai înțeles pentru ce merită să trăiești, ai și pasiune. A fi pasionat înseamnă să ai un scop în viață pentru care să te lupți până în ultima zi a vieții tale. Pentru ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă cu speranța împlinirii unor promisiuni speciale. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Simeon? Ne dă un detaliu interesant. Spune în partea a doua, versetului 25, el aștepta. Ce? Pensia. Îl imaginez pe o scenă din România, da? Îl imaginez pe Simeon, poate că avea 80 de ani. S-a dus, a ieșit în stradă.
și o striga la Petre de pe Săgar. Petre! Bă, n-ai auzit guvernul Ciolacu ne... N-ai auzit că o crește punctul de pensie sau nu? N-ai auzit ceva? Spor, ceva social, ne dau ăștia sau nu? Bursa crește anul ăsta? N-ai auzit bursa de merit sau social? Crește? Ce așteptări avea Simeon? Un om la 80 de ani, probabil, auziți, și ce aștepta? Îl aștepta pe Dumnezeu. Pentru că atunci când trăiești pentru Dumnezeu, toate așteptările tale nu mai sunt de la oameni, așteptările tale sunt de la Dumnezeu. Și vei trăi până în ultima zi cu gândul acesta că Dumnezeu merită slujit, Dumnezeu merită onorat, Dumnezeu merită proclamat în orice zi. Simeon, dragii mei, trăiește cu speranță. Știți ce învăț? Noi români avem o mare problemă, sunt atât de resemnați, de depresivi, de la orice uneori, gata, orice veste, gata, suntem. Dragii mei, mă uit la omul acesta și mă uit când descoperă scopul vieții, când descoperă sensul vieții, omul acesta începe să trăiască o viață cu speranță și trebuie să ai speranță. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu își împlinește promisiunile. Merită să trăiești cu speranță o viață întreagă, să aștepți și la 50 de ani, și la 60, și la 70 de ani ceea ce ți-a promis Dumnezeu când aveai 19 ani. Simeon, va veni o zi când îl vei vedea cu ochii tăi pe Dumnezeu. Va veni o zi când îl vei vedea pe Mesia. Chiar dacă nu o să mai creadă mulți de lângă tine, chiar dacă mulți o să spună că ți-ai pierdut mințile, ascultă ceva, Simeon, și nu oamenii, ci Dumnezeu îi face promisiunea asta. Simeon, va veni ziua când îl vei vedea pe Iisus. Și Simeon trăiește o viață întreagă și la 20, și la 30, și la 40, și la 50, când deja începea să aibă reumatism și îl durea spatele, și la 60 de ani, când era în spital mai mult decât pe acasă, și la 70 de ani, Simeon vine la biserică, și la 75 de ani, Simeon îi plin de pasiune pentru Dumnezeu, și la 78 de ani, și la 80 de ani, Ana, la 84 de ani, e la biserică, e la templu, slujește pe Dumnezeu zi și noapte, cu post și cu rugăciuni. Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia sunt pasionați. Pentru că oamenii ăștia au înțeles pentru ce merită să trăiești. Merită să trăiești o viață întreagă cu speranță. O viață întreagă cu speranță. Dar ascultă-mă un principiu. Și merită să te trezești pentru principiul ăsta, chiar dacă ai dormit. Dacă vrei ca Dumnezeu să-și împlinească promisiunile în dreptul tău, trebuie să păzești poruncile Lui. Foarte mulți au am avut o lucrare, frate, anul 4 ani, că Domnul mă va binecuvânta, mă voi mărita cu hara palmă. Sweet dreams. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu împlinește nicio promisiune în dreptul unui om care nu împlinește poruncile. Simeon a înțeles că dacă vrea să vadă promisiunile Lui Dumnezeu într-o bună zi, va trebui să împlinească poruncile Lui Dumnezeu. Și era în Ierusalim un om care ducea o viață sfântă. Și era o femeie de 84 de ani care zi și noapte sluja Lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Pentru că oamenii ăștia împlineau poruncile și oamenii care împlinesc poruncile vor vedea promisiunile Lui Dumnezeu împlinindu-se în viața lor. Vreau să spun că în încheiere că promisiunile Lui Dumnezeu pentru noi nu sunt numai pentru viața viitoare. Dumnezeu are o promisiune și pentru viața asta. Când i-a promis Dumnezeu lui Simeon că o să-L vadă pe Iisus? Până când? După moarte sau înainte? Și-a zis, nu vei muri. Scută-mă, Simeon, nu vei muri până când nu-L vei vedea pe Mesia. Adică, dragii mei, înțeleg că sunt promisiuni pe care Dumnezeu le împlinește pe pământ și există promisiuni pe care Dumnezeu le împlinește în cer. Atât de mult îi mulțumesc lui Petru, Dumnezeu să-l alduiască, asta e o vorbă de la Bihor, adică să-l binecuvânteze. Folosește un regionalism. O să-l înțelegeți. Și de ce îl iubesc pe Petru? Că a pus o întrebare pe care toți am fi vrut să o punem lui Dumnezeu. Deși greu. Era într-o zi Petru cu colegii lui, cu ucenicii și era Iisus. Și îmi imaginez ce asta acolo înainte. Pă, zi tu. Eu nu zic. Hai mă, Ioan, tu ești ucenicul prea iubit. Hai, întreabă tu, tu ai pus... Nu pot să întreb asta. Iacov, e frate tău, hai, du-te întreabă. Nu pot întreba. Matei, hai că tu ai fost pe la vamă, nu, tu ai avut tupeu, tu ai luat 50 de euro așa, fără să clipești. Mă, eu nu întreb. Și o să Petru, bă, știi ceva? Las că întreb.
Învățătorule, trebuie să te întreb ceva. Spune Petru. Petru nu zice direct, zice prin învăluire. Amintea Emi de textul ăsta din Luca 18. Învățătorule, hai să spun ceva. Știi, cu ceva timp în urmă, când noi ne-am întâlnit, eu eram pe lacul Ghinezaret. Da? Ții minte, eram acolo pescuit. Știu, Petru. E adevărat că atunci când m-ai prins tu, eu nu prinsesem nimic toată noaptea. Eram o leacă de faliment. Dar să știi că, în general, business-ul meu cu Petru și asociații mergea foarte bine. Deci, credem, eram la bursă aproape cotați. Zii, Petre. Și ceva o să întreb. Apropo, știi că am plecat de acasă, nu? Am lăsat-o pe soacră mea. Ai vindecat-o, știu. Mulțumesc. Dar am lăsat atâtea. Am lăsat business-ul, mi-am lăsat corăbile, mi-am lăsat familia. Și știi, eu am venit după tine. Eu sunt de luni de zile după tine. Zii, Petre, ce vrei să spui cu adevărat? Au vrut să zică Petru, Doamne, ne-am lăsat totul și te-am urmat. Cu ce ne alegem? Te fi așteptat să zică Iisus, vai, Petre, dar cum ai putut să întrebi asta? Nu. Și au zis ce spune Iisus. Luca capitolul 18 cu 28, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat, și aici nu e vorba de abandon, atenție, e vorba de priorități. Căutați mai întâi de toate ce? Părăția. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru ce? Pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atenție. Și să nu primească, atenție aici, când și cum? Să nu primească, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult în viacul acesta de acum și în viacul viitor ce? Viața veșnică. La 18 ani, Emil la 20 s-a întâlnit cu Dumnezeu. Pe mine însă Dumnezeu m-a scos dintr-o discotecă. Eram la capătul a 3 ani de rebeliune groaznică împotriva lui Dumnezeu. M-am certat cu Dumnezeu în ăștia 3 ani de zile de rebeliune, cum nu vă puteți imagina. A fost într-o revoltă teribilă împotriva bisericii în care am crescut. L-am negat pe Dumnezeu la un moment dat. Am trecut prin toate stările de agnosticism posibile, aproape de ateism la un moment dat. Dar după 3 ani de zile de rebeliune, într-o noapte, în cel mai neașteptat loc cu putință posibil, Dumnezeu mi-a vorbit. Și țin minte că am ieșit din discotecă noaptea aceea și am intrat în biserica lui Dumnezeu, pe care o iubesc. Dar când m-am întors la Dumnezeu și când m-am pocăit, mi-am pierdut toți prietenii. Toți prietenii. Zis, bă, e nebunit. Cum adică nu mergem la discotecă? Cum adică nu mergem la club? Cum adică nu tragem o chefoială? Cum adică nu ne distrăm? Cum adică... Am zis, băieți, s-a terminat. Eu am descoperit pe Iisus și îl iubesc atât de mult pe Iisus încât pur și simplu nu mai pot să fac altceva. Marea mea dezamăgire, știți care a fost? Că am mers în biserică, m-am întors în biserică și mă regăsesc atât de mult în viața apostolului Pavel, știți de ce? Pentru că atunci când m-am întors înapoi în biserică, s-a uitat foarte mult la mine cu scepticism. Nu prea vreau să stea pe lângă mine. Bă, ăsta e ăla care ne-a ponegrit în toate felurile. Eram asemenea lui Pavel, care vrea să se lipească de apostol și nu prea vrea nimeni să se lipească de el. Știți? M-am dus la liceu și eram numai băieți în clasă. Eram unul dintre liderii clasei într-un fel și nu la ale bune, ci la ale rele. Și când mi-a spus că m-am pocăit, mi-am pierdut toți prietenii ziua aceea și de la liceu și am rămas singur. Și citeam. Ascultați-vă, citeam cuvântul lui Dumnezeu, citeam Evanghelia și ziceam, Doamne, știi? Unde e asta cu mai mulți prieteni, mai mulți frați? Unde e? Că nu o văd. Doamne, nu o văd. Unde e? Doamne, știi, nu înțeleg. Doamne, ai spus că îmi vei da prieteni, am spus că îmi vei da frați. Nu-i văd. Dar au trecut ani. Și țin minte că în urmă cu vreo 4 ani de zile, Dumnezeu mi-a adus aminte într-un context foarte interesant de promisiunea asta.
Am și uitat de întrebarea pe care stăruitorii o puneam lui Dumnezeu în primele săptămâni de pocăință. Doamne, unde sunt frații pe care mi-ai promis? Unde e familia aia mare, frumoasă? Unde sunt oamenii aia care îmi spune că o să mă îmbrățișeze, că o să mă primească? Unde sunt, că nu-i văd? Și au trecut ani și ani și în urmă cu vreo 4 ani de zile, țin minte, mă duceam la evanghelizare de la Oradea, mă duceam undeva la Ineu, în județul Arad. Și m-am luat după Waze. E bine să te iei și după Waze, dar și după vreme câteodată. Și țin minte că m-am dus pe o scurtătură undeva pe Tinca, Salonta, Ineu. Era iarnă, ningea. Acum când conduce Dorel, când conduc, e bine să se roage și ăia la care vin de pe contrasezul numai eu. E recomandat asta. Pentru că la un moment dat, țin minte, am ieșit din Tinca la un moment dat și era un drum o nins destul de mult și eu am estimat greșit o curbă, adică era cam de 120-130 de grade, eu am luat-o direct în față. N-am mai apucat să virez. Parcă vedeam un titlu din jurnalul Bihorean, Dorel la volan. Ți-mi minte că am zburat cu mașina direct în șanț, într-un capăt de șanț acolo, mașina s-a ridicat de spate în sus cu amândouă roțile. Doamne, eram la îmbrăcat la costum, pregătit de evanghelizare. Era la fără 25. Doamne, ce fac acum? N-am cum să mai plec de aici. Se sun pe frate, dar se sun pe frate. Frate, păstor, rugați-vă pentru mine că am zburat cu mașina în șanț. Puneți-mă înaintea Domnului, nu cred că mai ajung. Ce să zic? Am dat jos din mașină și am zis, Doamne, dacă poți să faci o minune, acum ar fi momentul. Eu sunt penticostal, cred, dar cred că acum ar fi momentul potrivit să faci o minune. În ideea în care să vină cineva pe drumul ăsta uitat de lume, pe care nu s-o băga nimeni, trimite-mi o mașină. Țin minte, după vreo 3-4 minute vine o primă mașină. Efectiv, a făcut semne disperat. O trecut pe lângă mine, probabil că m-a văzut ce fel de șofer, zic, nu vă face de lucru cu el, pe ce mai departe. Nici nu a oprit. A venit o a doua mașină după câteva minute și ăștia au redus puțin. Vă spun, făceam semne disperate, nu a oprit nimeni. Eram disperat. Nu s-o niciodată seara aceea. Vine a treia mașină. Ei, fac semne. Trece de curbă, oprește și vine înapoi pe mașalier. Țin minte și acum o dace albă, Logan, și am văzut cu adevărat o minune. Dintr-o dace Logan s-o da 7 bărbați jos, sfidând legile fizice, matematicii. N-ai cum, ascultați-mă, 7 bărbați la costum, cu 2 acordeoane, cu 3 taragoate, n-ai cum, imposibil, n-ai cum să pui 7 bărbați și nu erau slim fit, credeți-mă, într-un Logan. Și ți-mi minte că se dă jos șoferul, frate Dorel, pace, pace, ai nevoie de ajutor? Puțin, dar nu, așa numai, dacă vreți să vă deranjați, nu-i mare lucru, așa, e scos de aici. Frate Dorel, slavă lui Dumnezeu, zice. Și păi te-o băga Waze-ul și pe mine. Păi eu băga Duhul Sfânt, credeți-mă, pentru mine. Zice, stai, hai să vă ajung, nu, zice, țin tu de Biblie, lasă, ok. Țin de Biblie. Băi, oameni buni, 7 bărbați, când au pus mâna pe Loganul ăla, tractări autodivine, așa au fost. 2 minute au fost mașina mea în drum. Dorel, nu vrei să vină unul? Nu, ok, mă descurc. Unde mergem? Noi mergem la evanghelizare, nu mă știu, pe lângă Chișinău, Criș. Eu la Ineu. Domnul să fie cu tine. Frate Dorel, Domnul să te binecuvânteze. Domnul, îngerii Domnului să te păzească. Amin, am primit ca să te bărască în jurul meu și la volan să conducă dacă pot. Au plecat ei și după aceea m-am dus spre Ineu. Și dintr-o dată mă revăd pe mine la 18 ani. Nopți la rând, plângând, singur, părăsit. Când strigam către după Dumnezeu, Doamne, unde-s frații? Unde-i familia aia care mi-a promis-o? Și mi-aduce aminte Dumnezeu, hei, ți-aduce aminte de strigătul tău. Înțelegi acum? Vezi acum? Hei, pe un drum uitat de lume, dar nu de Dumnezeu, ți-am trimis 7 oameni, frați, că te cunosc, să te ajute. Și n-a fost singurul moment în viața mea când Dumnezeu a intervenit în modul ăsta. Și ce vreau să vă spun, Dumnezeu se ține de cuvânt.
A fost un moment în care pentru nu știu câte ore Dumnezeu mi-a dat un nou imbol. Merită, Dorel, să slujești pe Dumnezeu. Merită să parcurgi mii de kilometri pe lună. Merită să vii, merită să slujești, merită să te dedici, merită să te implici, merită să te rogi, merită să postești, merită să slujești, merită să stai cu mâinile ridicate, merită fiecare minut, fiecare secundă, fiecare clipă pe care o petreci pentru Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că vine o zi că Dumnezeu își împlinește promisiunile precum în viața lui Simeon. Se vine o zi în care Simeon îl ține în brațe pe Iisus Hristos și își vede promisiunile împlinite, pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne spune în seara aceasta: ascultă-mă tu, tânărule, care ești aici în locul acesta, care ai 16 ani și încă n-ai descoperit scopul vieții, tu care ai 18 ani, tu care ai 21 de ani și ești în o criză poate existențială, tu care ai 23 de ani și la o răscruce de drum puternic a vieții și ești într-o ceață teribilă, nu știi încotro să o iei. Dumnezeu spune în seara asta: hei, merită să trăiești pentru mine. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara aceasta, pentru că aș vrea să intrăm în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegi că în aceste momente Dumnezeu te cercetează în locul acesta. Aș vrea să înțelegi că Duhul lui Dumnezeu este aici, că același Duh Sfânt al lui Dumnezeu care i-a făcut promisiunea lui Simeon e același Duh Sfânt care îți vorbește și ție în locul acesta. Ascultă-mă, în momentele acestea Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. În momentele acestea Duhul lui Dumnezeu te cercetează. În momentele acestea, Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, este în locul acesta și, ascultă-mă, te întreabă: vrei să trăiești pentru mine? Vrei să-ți consacri de aici încolo anii tăi, anii tinereții tale și câți ani o să trăiești pe acest pământ? Vrei să-i trăiești pentru ce? N-ai vrea să ai o direcție? N-ai vrea să ai un drum clar în viață? N-ai vrea să nu te mai oprești la toate intersecțiile vieții acesteia, la toate tarabele diavolului, la toate ofertele lui? N-ai vrea să ai o direcție clară? N-ai vrea să fii asemenea lui Pavel, care știe încotro merge, care știe pentru ce se luptă? N-ai vrea să înțelegi că toate valorile lumii sunt gunoaie în comparație cu prețul cunoașterii lui Iisus Hristos? Că pentru premiul chemării cerești merită, pentru ziua în care îl vei întâlni pe Iisus Hristos, în ziua în care ochii tăi îl vor vedea pe Fiul lui Dumnezeu, merită! Merită! Dacă vă pot spune un lucru rezumat într-un singur cuvânt, tot ce v-am spus în seara asta este că merită! Merită să fii pasionat pentru Dumnezeu! Merită să-ți consacri zilele și nopțile! Merită! Știți pentru ce? Pentru ziua aceea toate națiunile pământului vor fi adunate înaintea Lui. Și când se va așeza mielul lui Dumnezeu pe scaunul de domnie al măririi Lui, îi va aduna pe toți la oaltă, zice Biblia. Și pentru ce? Pentru a-i despărți, cum desparte păstorului de capre. Și știți pentru ce mă lupt? Știți pentru ce? Deși uneori mă poate spune mie mai bine că trebuie să pleci dimineața pe la 4 să prinzi avionul de la Cluj sau de la Debrețin și în ziua aia trebuie să mai slujești de două ori și uneori abia te mai poți ridica din pat și uneori știi că urmează o seară plină de slujire, trebuie să ai 4 familii la consiliere și de sfaturile pe care le vei da tu, unii se vor despărți sau nu. Că trebuie să stai peste 2 ore cu un tânăr care a avut 3 tentative de sinucidere și de modul în care vei vorbi despre Dumnezeu contează ce va face mai departe sau nu. Și pentru ce merită toate astea? Și pentru ce merită uneori să fii cu inima efectiv frântă? Și pentru ce merită? Știți ce mă motivează? Știți ce mă animă? Știți ce îmi dă putere? Când am momente când parcă nu mai pot, când parcă nu mai știu uneori, Doamne, unde să mă duc, cu trot să o apuc? Știți ce mă motivează? Mă motivează că știu că va veni o zi când dintre miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni care au trăit vreodată pe acest pământ, într-o bună zi, din marea aceea masă de oameni, din miliarde de oameni care vor sta înaintea Regelui la ziua judecății de apoi, Hristos îmi va spune: hei, vino tu, binecuvântatul Tatălui, de moștenește împărăția al Tatălui meu care ți-a fost pregătită de antemerea lumii. Pentru clipa aceea, dragii mei, merită să trăiești. Pentru clipa aceea, pentru glasul lui Dumnezeu care să-ți spună: vino! Merită să te duci oriunde te va trimite El. N-ai vrea să trăiești pentru El? Vrei să te rogi pentru asta?
putea să spui mie sau altcuiva de aici nimic. Trebuie să-i spui lui Dumnezeu dacă vrei sau nu o să trăiești pentru El. Nu cred în teatralism, cred în sinceritate. Cred că trebuie să-i spui ceva lui Dumnezeu. Sau dacă n-ai să-i spui nimic, nicio problemă, poți să mergi mai departe cum ai venit. Dar dacă sunt oameni aici, dacă sunt tineri în locul ăsta care înțeleg că trebuie să iau o decizie radicală în seara asta, că nu mai merge cu jumătăți de măsură, că nu poți să stai 7 ore pe Netflix toată noaptea și să vii duminică dimineața la biserică să spui că ești plin de puterea Domnului, că nu mai merge. Ori îi spui deoparte zilele și nopțile pentru Dumnezeu, ori nu spui nimic. N-ai ceva să-i spui lui Dumnezeu astăzi? Sunt oameni aici, sunt tineri aici care vor să-i spună ceva lui Dumnezeu? Vrei să-i spui lui Dumnezeu și ceva, Doamne, nu mai vreau jumătăți de măsură, nu mai vreau pocăința aia de fațadă, de duminica, de conjunctură, să mă vadă unul sau altul. Nu vreau, Doamne Dumnezeule, numai de ochii oamenilor, ci vreau pentru că mi-este frică de Tine și pentru că Te iubesc. Vreau să-mi consacru viața pentru Tine. Vreau să intri în rugăciune în momentele astea. Toți cei care aveți ceva de spus lui Dumnezeu în momentele astea, spuneți-le. Nu mie, nu altcuiva, ci spuneți-le lui Dumnezeu. Și dacă simți nevoia să întinzi o mână în disperarea ta, în neajunsul tău, în limitele tale, în neputințele tale, nu întinde spre un om în seara asta, nu întinde spre predicatul, nu întinde spre nimeni. Dacă simți nevoia să întinzi o mână în semn de dependență, trebuie să o întinzi spre Dumnezeu în seara asta, să spui, Doamne, știi, aici pe penultimul rând, Doamne, din biserica asta, dar eu sunt sărac, că trebuie să trăiesc pentru Tine începând de astăzi. Îmi trebuie să oameni aici, nu vă pun să închideți niciun ochi, nici o geană, nici să nu închideți, ascultați-mă, e o chestie cât se poate de directă, ascultă-mă, nu contează ce văd eu, contează ce spui tu și ce faci în momentele astea. Sunt oameni aici care au nevoie de Dumnezeu, care vor să trăiască pentru Dumnezeu. Vrei să trăiești pentru Dumnezeu? Întindeți o mână spre El seara, spui, Doamne, știi? Ridică-mă de aici. Vreau să mă prind de Tine în seara asta. Vreau să trăiesc pentru Tine, Doamne. Vreau să trăiesc pentru Tine, Dumnezeu. Și vreau ca orice pasiune străină să fie arsă în seara asta. Și vreau să se aprindă focul Duhului Sfânt în viața mea. Și vreau să ard pentru Tine, Doamne. Și vreau să ard pentru Tine. Și vreau să ard pentru Tine în biserică. Și vreau să ard pentru Tine și la școală. Vreau să ard pentru Tine, Doamne.